Guvernul dorește sprijinirea părinților cu venituri mici, dar care au în îngrijire copii. Pentru asta a aprobat un act normativ care crește cuantumul alocațiilor pentru minori. Familiile cu un venit lunar de până la 530 de lei pe membru vor primi începând de luna viitoare un ajutor de 42 de lei pentru fiecare copil. Pentru minori aflați în sistemul special de protecție vor fi alocați câte 440 de lei, în timp ce alocațiile de stat pentru ceilalți copii vor fi limitate la nivelul actual de 42 de lei. Hotărârea aparține guvernului. Ministrul de resort a mai precizat și că de la 1 decembrie se va dubla alocația pentru hrana zilnică atât a copiilor din sistemul de protecție special, cât și a persoanelor adulte cu dizabilități.